Ia să vede, să se facă lumină. Bine v-am găsit, dragii mei. Sunt cu echipa fantastică, Diana Ionescu și George Cosma aici. Echipa fantastică de Transformers. Vreau să vă zic că Andreea e superbă fără machiaj. Atât am vrut să zic. Ce drăguț. Și vreau să vă spun că ei sunt cei mai buni în brazlă și lucrăm împreună de un an jumate, aproape doi, când am schimbat și stilistul de când lucrez cu Emma Băniță și am și... Te pupăm, Emma. Am... echipă nouă și bună și imaginea mea s-a schimbat în totalitate și am rât bine, zic eu. Dați follow pe Instagram. Astăzi mă pregătesc pentru petrecerea revistei Viva. Și acum Diana mi-aplică. Ce mi-aplici? Îți aplic o pudră de conturare. Îți evidențiez pomeții. Era la modă acum câțiva ani conturingul. De la Kardashian se trăgea. Acum mai e? Conturingul nu este la modă. Este o necesar. Tehnică, este o tehnică profesională de machiaj. Care există din anii 50 de când a apărut machiajul pentru cinema. A devenit foarte mainstream odată cu Kim, pentru că până atunci nu știa lumea, da. Dar conturingul se folosește pentru a corecta anumite trăsături sau pentru a evidenția, depinde ce vrei să faci. Dar poate fi făcut într-un mod foarte natural, foarte subtil, invizibil pe față sau pentru scenă sau, nu știu, dus într-o direcție foarte vizibilă. Da. Și atunci altceva. De 2-3 ani am aflat de conturing, adică nu știam unde e. Da, înainte erau cumva niște tehnici păstrate doar în școlile de machiaj. Și de la un timp nu mă mai machiez foarte mult. Mă machiez destul de puțin, adică înainte, acum câțiva ani, puneam mult, culori stridente, multe gene false, rujuri foarte puternice. Și mi-am dat seama că cu cât te machiez mai puțin, mai ales zi de zi, să nu vorbim neapărat de evenimente unde poate vrem să fim mai glam și cu un machiaj un pic mai puternic. Dar zi de zi chiar nu mă mai machiez foarte mult, un pic de rimel, un pic de tuș, un ruj natural și atât. Și mi se pare că arăt mai young, nu mi-arăt vârsta. Dacă aș pune mai mult machiaj, m-ar îmbătrâni. Și îmi pare rău că am realizat lucrul ăsta destul de târziu. Mi-aș fi dorit să mă machiez mai puțin de pe la 23-25 de ani. Nu să-l descoper chestia asta destul de târziu, zic eu. Pentru că ani și ani de zile am fost mega machiată, foarte machiată. Acum îți fac un tight lining, se numește. Tight lining. Evidențiez doar baza genelor cu tuș, fără să fac o codiță foarte groasă. Da, așa îmi place și mie. Nu mai fac codiță de tuș foarte groasă și o fac de la jumătate spre exterior, da. Și mi se pare că te întinerește. Și Diana îmi schimbă forma sprâncenelor. Asta îmi place foarte mult. Pentru că eu am sprâncenele tatuate mai sus decât sprâncenele mele originale. Pentru că sprâncenele mele originale erau foarte jos și mă făceau să par obosită, mai ales după concerte, nopți nedormite. Și l-am tatuat un pic mai sus. În schimb, când l-am tatuat eu acum 10 ani, poate nu erau cei mai buni în domeniu. Și nu au o formă chiar foarte drăguță la momentul actual. Iar Diana îmi schimbă și îmi face sprâncenele să arate foarte bine. Ia uitați. Și acum Diana îmi pune câteva gene. Nu multe, câteva. Pentru că nu mai vreau multe gene și sunt gene naturale, fir cu fir. Nu mai folosesc gene bandă, pentru că acelea te îmbătrânesc, te băbesc. Zi-mi ce machiaj este acesta, Diana. Ce mi-ai făcut la ochișori? Mi-ai pus un pic de CDF. E un machiaj cu puțin glitter, un efect de glitter metalizat, care e foarte în tendințe. Se poartă glitterul, dar într-o combinație foarte light, cum e, de exemplu, aici, fără prea multă umbră, fără alt punct de interes. Da. Deci cel să fie vedeta, să fie singur. Da. Și l-am combinat cu un ten foarte luminos și foarte glowing. Încă se poartă glow-ul. Cam la cât timp se schimbă trendurile astea? Adică... Cam de 2 ani. Sezon primăvară-vară, sezon toamnă-iarnă. Acum formă modei. Exact. Și la vară ce o să fie? La vară culori și culorile se poartă. Albastru, verde, destul de mult au revenit. Dar în forme plate, adică o linie de tuș foarte mai groasă, albastră, de exemplu, sau colț interior, tot așa făcut cu albastru sau cu verde. Și foarte multe tușele artistice, adică machiaje nestudiate, făcute parcă de un copil, așa foarte. Adică chiar dacă e codița strâmbă sau? Da, dar trebuie să fie o linie
grafică artistică, nu chiar așa întâmplătoare. Nu putem chiar să facem noi acasă. Nu, dar o să încerci să te joci. Adică nu mai atât de important să fie perfect totul. Odată. Și eu toată viața am crezut că trebuie să fiu perfectă în fața camerei și peste tot. Și mi-am dat seama că chestia asta venea din interior, din panicile mele și din fricile mele. Și din faptul că nu mă iubeam suficient de mult. Și mi-am dat seama că e ok să fiu și imperfectă și să mă prezint așa imperfectă. Dar nimeni nu e perfect. Și că e ok să arătăm cum suntem noi natural și... Exact. Să ne acceptăm așa cum suntem. Vorba lui Salvador Dali, nu vă fie frică de perfecțiune, că oricum nu o să o atingeți. Da. Și îmi place și culoarea. Lila. Da, anul exact. Acesta se poartă lila. Exact. Am fost la un moment dat lila. Da, și era, uite era mișto. Mișto, da. Mișto era. Da. Asta e un pic mai soft, pe mai soft, erai da. Tu. Și acum a revenit, se poartă da. Iar lila. Și îmi place ce mi-ai dat în obraz. Cu ce mi-ai dat? Cu un iluminator. Iluminator 3D, așa, 3D. Care are niște particule aurii roz. Am observat că, într-adevăr, dacă costă mai mult produsele de machiaj, chiar fac diferența față de cele ieftine. Și la creme am observat chestia asta. Adică chiar dacă dai mai mulți bani pe o cremă de față hidratantă, totuși e mai bună decât o cremă care are un preț mai mic. Depinde de cremă și de ce e în spatele, ce tehnologie e în spatele ei, cred eu. Și la fel și la fond de ten și la baze. Foarte importante și cremele de ochi. Da. Să folosim creme diferite pentru ochi, sub ochi aici, de hidratare față de crema de față. Da. Și cum îmi stă mie cel mai bine, George, cu părul? Cum crezi tu că îmi stă cel mai bine? Părul lung. Da. Îmi place foarte mult, chiar dacă nu ai apărut de foarte multe ori cu părul drept. Da. Știi că și la clip am zis, hai să-l facem drept, acum hai să-l facem drept, hai să... Da. Îmi place foarte mult cum îți stă cu părul lung și drept. Nu îmi face fața subțire? Nu! Păi da, uite-te. Schimbarea e vizibilă, da. Și Buta m-a lăudat de nenumărate ori. Da, am fost lăudată de Buddha în ultimele 6 luni, când am fost lăudată ani de zile. Dar na, asta înseamnă să ai echipă bună. Și să fii ascultătoare, că dacă nu... Ascult! Eu de ascult! De lista mea, Emma, anul trecut, a venit și mi-a aruncat 3 sferturi din dulap. Imaginați-vă cum am simțit să mi-arunce 3 sferturi din dulap. Și... Și după aia te-a pus să cumpere altele. Și apoi m-a pus să cumpere altele. S-a dat knockout la portofele. Da. Și am cumpărat, ce să fac? Și am cumpărat și branduri eu care nu investeam foarte mult în branduri pentru că mi se prea o prostie. Contează să ai o poșetă, o geantă frumoasă, un pantof de calitate, chiar dacă poate în sus ești îmbrăcată mai cu un tricou mai simplu, care nu e neapărat foarte scump, dar să ai totuși niște pantofi de calitate contează. Și am acum o colecție destul de frumoasă de pantofi. Nu neapărat foarte mulți, dar sunt de calitate. Sunt în creștere. Sunt în creștere, da. Și am prins gustul, adică înainte dacă nu răspăiam revistele de modă, acum mă uit, înțeleg și îmi place ce se poartă, ce mai aparte în dințele și așa mai departe. Ce-mi dai? Îmi dai Lucio? Da, ăsta e un spray de Lucio. Ce tare. Și eu zic că suntem gata. Suntem gata! Așadar, mă duc să mă întâlnesc cu soțul și ne vedem la petrecerea Viva. Vă pup! Wow, cea mai frumoasă soție. Mai dat pe spate. Frumoasă ești. Dar răspunsul. Da, mulțumesc. 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 Ce ne complimentăm, așa? Da, îmi pune cercelul, că eu nu am simț în plouri. Lasă că eram eu, tati. Thank you.
am luat backup pentru mine, dar trebuie să-l țin tu. Nu puteam să ceară două băuturi pentru el și așa am cerut una pentru el și una pentru tine. M-ai folosit? Normal, să pot să beau mai mult. Avem alături de noi pe Andreea Bălan. Da, despre ce gândesc femeile? Wow! Femeile gândesc mult, să știi, foarte mult. Prima întrebare. E sacrificii, trebuie să facă un cuplu care locuiește împreună și lucrează. Băi, în primul rând, cred că o relație nu există pur și simplu. La o relație muncești ca în orice alt domeniu. Fie că ai o carieră, fie că crezi la ceva personal pentru tine. Trebuie să muncești în relație, să depui efort, să îl înțelegi pe celălalt, să te înțelegi pe tine, să accepti unele lucruri, să faci mici compromisuri și să construiești relația aia, dacă vrei să rămâi cu persoana respectivă. Pentru că nimeni nu este perfect și fiecare dintre noi, toți avem defecte și trebuie oarecum să ne acceptăm și să trăim cu defectele celuilalt. Nu putem să avem așteptări și pretenția că celălalt e perfect, noi nu suntem perfect. Și cred că persoanele inteligente nu au supărări, pentru că să devii mai inteligent și mai înțelept, așteptările tale scad și atunci tu nu mai ai așteptări față de partenerul tău și nu mai poți să te superi pe el, îl accepti așa cum este și așa cum îl iubești așa cum este. Super, super, chiar mi-a plăcut răspunsul tău, super tare, îmi place modul ăsta de a gândi. Mai am o întrebare. Da. Cum vezi tu gelozia într-o relație? Nesiguranță sau precauție? Nesiguranță. Ai 20 de ani, normal pentru că ești nesigur pe tine, nu te cunoști pe tine, nu știi ce calități ai tu și nu știi cât de puternic ești tu și este clar nesiguranță. Când depășești 30 de ani, devine un pic de precauție și devii mai ponderat. Așa ar trebui să devii mai ponderat, dar repede asta vine cu înțelepciunea. Și cred că gelozia trebuie să existe gen 5%, de foarte puțin într-o relație. Cred că relația perfectă este aceea, nu cred că relația perfectă, dar cred că e ca un negativ și urât în relație. Cred că trebuie să existe încredere, dar repede, încrederea vine atunci când fiecare partener e bine cu sine, separat, și abia apoi sunt bine împreună. Ai sunt perfect de acord cu tine, eu cred totodată că gelozia vine din noi și din baza frustrărilor fiecare. Da, frustrările personale și dacă tu nu te-ai vindecat pe tine, nu te-ai vindecat poate traumele copilăriei sau ișurile tale, personale, fii cu ele în relație și ai așteptări ca partenerul tău să ți le vindece sau să ți le îndeplinească, ceea ce nu e corect pentru partenerul tău. Nu ai de ce să pui presiune pe partener și el să îți rezolve ție issue-urile. Trebuie mai întâi să fii cu bine cu tine și apoi să vin la acea relație. Dacă nu ești împăcat cu tine, nu ai cum să exact. Trebuie să te iubești pe tine și să fii happy cu tine ca apoi să fii happy în relație. Și le-am trăit și la 20 de ani eram într-o relație și aveam pretenția ca celălalt să-mi îndeplinească mie nevoile și să mă vindece pe mine. Și vezi tu trăind și consumându-ți acea relație, trecând printr-o supărare, dramă și mai departe, mi-am dat seama că nu eu trebuie să mă vindec separat pe mine și abia apoi să întâlnesc persoana potrivită pentru mine, care și ea la unde e bine cu ea. Și chestia asta s-a întâmplat după 30 de ani și abia acum pot să spun că sunt happy cu adevărat ai avut niște răspunsuri geniale. Sper că cei care văd acest clip au ceva de învățat de aici și ar fi bine să asculte și să pună în aplicare, pentru că vorbește cineva din propria experiență, nu din cărți, mai spui și tu. Degeaba citești cărțile dacă nu trăiești. Da. Degeaba. Mai întâi trebuie să trăiești și apoi dacă le citești, ok, dai seama că ți-a întâmplat și ție. Dar mai întâi trebuie să le trăiești în experiențe vechi. Și fiecare experiență negativă nu o iau ca pe un eșec. Eu o iau ca pe o lecție de viață. Adică chiar dacă am avut o relație care s-a terminat, pentru mine a fost o lecție, pentru că am învățat din relația aia și drama s-a terminat. Andreea, Andreea Bălănică! Andreea Bălănică!
gata și cu petrecerea Viva. Păi gata să fie. Ce se întâmplă la petrecerile astea, mai Jorge? Te întâlnești, socializezi, faci poze, le editezi, le pui, dai taguri și cam asta e. 2 ore jumate am dat interviuri în seara asta. Da. Am vorbit cu Andreea Bălan. Așa. Cu Andreea Bănică. Da. Și am creat un nou nume de scenă în industria muzicală. Andreea Bălănică. Bălănică, ce original ești. Am pus pe Instagram. Nu mi-a venit pe moment, nu am pus așa, că mi s-a părut tare. Vedeți pe George Oficial pe Instagram. Sau la Te Cunosc de Undeva, să-l vedeți în topuri și fustiță scurtă. Nu, nu mai vin la Te Cunosc de Undeva. Nu mai vin la Te-ai Săturat, nu mai am vrut să vin la Te Cunosc de Undeva, dar nu mai era loc. Nu mai, ai vrut? Nu mai am vrut. Era doar de fustiță și de topuri, nu, și de pilat. Nu, nu, nu. Mi-era doar de atmosferă. Mi-era doar de Caterinca, da, da. Gata cu petrecerea Viva, așa că vă pup, dragii mei. Petrecerea Viva...